femeia îl împinge sau îl convinge cumva pe bărbat, ia du-te tu la un urolog și vezi ce-i cu tine, eu nu știu, s-ar putea să se iște niște certuri pe acolo prin relația lor de cuplu. S-ar putea ca el să nu se simtă confortabil, pentru că este lovit în orgoliu și bărbații au cumva masculinitatea lor este reprezentată de capacitățile din așternut. Cam așa traduc bărbații puterea lor a masculinității lor. Și atunci când o femeie, chiar dacă partenera aceea este o persoană care vrea să facă un bine și să aducă un bine cuplului lor sau lui, el totuși nu primește foarte bine această recomandare și atunci e nevoie de un pic de diplomație din partea femei. Și nu o discuție care să ducă direct acolo, ci mai degrabă hai să povestim puțin despre viața noastră intimă. Hai să povestesc despre cum mă simt eu. Pentru că, în general, atunci când vorbim despre felul în care ne simțim, îl ajutăm și pe cel din fața noastră să se deschidă din punct de vedere emoțional. Și, de fapt, asta este marea problemă, dacă vrei așa, între ghilimele, a bărbaților. Faptul că ei nu sunt deschiși emoțional. Noi, femeile, suntem emoționale. Noi plângem cu ușurință, râdem, ne bucurăm, ne exprimăm ceea ce simțim. Bărbații sunt mai cumpătați pentru că au fost învățați, așa cum bine ai spus, de mii și zeci de mii de ani, să fie puternici, să nu se arate vulnerabil, să nu-și arate emoțiile, da? Și vin cu acest bagaj și atunci ei, deși în interiorul lor se întâmplă o mulțime de trăiri, ei nu își dau voie, nu își dau permisiunea să și le arate. Dar în momentul în care noi mergem și începem să vorbim și să exprimăm aceste nevoi, practic le arătăm, e în regulă să facem asta, e ok. Și construim un spațiu de siguranță în care el are apoi puterea aceasta să înceapă să deschidă. Let's talk about sexual well-being. Every man and woman deserves to have good sex, but so many don't. Every second man over 40 experiences some form of erectile dysfunction, and 60% of women are just not satisfied with their sex life. That's an enormous number of people that cannot reach that glorious state of sexual well-being. That's an enormous number of potential patients. If only there was one solution that could help both men and women strengthen their relationships and bring joy and spontaneity back into their sex lives. Actually, there is. Introducing Alma Duo, a revolutionary, advanced, and effective solution for men and women. In a series of just 6 15-minute treatments, Alma Duo uses the gold standard shockwave technology to promote blood flow in the patient's genitals, making sexual intercourse feel stronger, more intense, more orgasmic for both men and women. The Alma Duo clinically validated technology restores the natural sexual function of the penis and can be effective for up to 2 years. No more blue pills, no needles, no surgery, no pain, no downtime. Alma Duo. Always a pleasure. Alma. For you, for life.